Bun găsit! După cum s-a văzut în acest sezon, regulamentul Casa Iubirii s-a găsit doar pe site, nu și în conduita participanților. Nimeni nu l-a respectat, iar mulți l-au folosit ca hârtie igienică. Chiar dacă încălcarea lui aducea descalificarea, stafful a închis ochii de nenumărate ori, doar la anumiți concurenți potrivit celor din online. Astfel, mulți și-au luat-o în cap spre revolta telespectatorilor. Nimic nu a contat pentru producție în scopul de a proteja anumite persoane. Nu sunt acuzațiile noastre, ci ale celor mai mulți care urmăresc acest show matrimonial. Patrick, Robi, Julia sunt doar câțiva concurenți care de nenumărate ori au fost iertați de stafful îngăduitor cu ei. Astăzi vorbim de Julia, care a mai încălcat odată regulamentul chiar în buza finalei, pentru că a vorbit cu Denis în afara casei. Aceasta primește mesaje dure în online. Dar care este adevărul? Vom avea descalificarea ei? Vom afla imediat. Îmi pare extrem de rău pentru că pleci prin descalificare, dar tot o să fie bine. Știu că în spatele unui caracter puternic și cu vorbe mult prea mari se ascunde un suflet extrem de mare și inimă bună, foarte bună. Te îmbrățișez, Julia, și îți doresc numai bine. Se arată într-un mesaj primit de Julia pe Instagram. Wow, deci pleacă Julia acasă prin descalificare? Ce să mai zicem? Ne pare rău că încă mai sunt oameni creduli, că nu au înțeles că jocurile sunt făcute și unii concurenți pot face orice, că toți sunt păstrați. Așadar, Julia nu o să fie descalificată de nicăieri. Ea rămâne în casă, în schimb cel care va pleca este chiar Denis. Așa că nu vă așteptați la descalificarea ei. Este clar că producția preferă să țină în casă persoane care atrag atenția, chiar dacă acest lucru înseamnă să închidă ochii la încălcări repetate ale regulamentului. Julia, una dintre cele mai controversate concurente, continuă să fie protejată, iar acest lucru stârnește furia telespectatorilor care și-au pierdut încrederea în corectitudinea acestui show. Pe rețelele de socializare, scandalul totuși a început. De ce mai există regulament dacă nimeni nu respectă? Și mai ales, de ce doar unii sunt sancționați, iar alții nu, scrie un urmăritor. Altul completează, Casa Iubirii a devenit casa favoritismului, totul este pentru rating. Un utilizator scrie, e jenant ce se întâmplă, nu mai există nicio urmă de fair play, producția decide cine rămâne și cine pleacă, indiferent de comportamentul lor în casă. Altul adaugă, Casa Iubirii a devenit o mascaradă, totul este pentru audiență, iar oamenii care chiar se implică sunt eliminați fără milă. Stați aproape pentru a vedea dacă Denis va spune lucruri care vor da totul peste cap înainte să plece acasă.